Interes scăzut din partea cetățenilor pentru locuințele ANL din Hârlău. Deși în oraș se lucrează în prezent la ridicarea 4 blocuri ANL, la primărie ajung tot mai puține cereri. Spre exemplu, în acest an a fost depus un număr de 25 de cereri, iar în anul precedent 32, dintre care 4 dosare au fost neeligibile. Se lucrează și se lucrează într-un ritm foarte bun, într-un ritm alert. Termenul de finalizare este de 3 ani. Locuințele ANL au început să fie construite în anul 2020 și cu siguranță după cei 3 ani de zile, respectiv 2020, 2021, 2022, la finele 2022, începutul anului 2023, cu siguranță ele vor fi terminate. Și atunci vor fi și repartizate în funcție de legislația în vigoare. Astfel, cetățenii sunt încurajați să facă în continuare demersurile necesare pentru obținerea locuințelor ANL. Tinerii care vor să locuiască într-un apartament nou trebuie să știe că procedura se bazează pe întocmirea unei liste de priorități care se stabilește anual în baza unui punctaj calculat în funcție de niște criterii ce indică situația economică și locativă a fiecărui solicitant. În noile locuințe ANL vor fi disponibile 48 de unități locative, dintre care 20 sunt garsoniere și 28 sunt apartamente cu două camere. Ele cu siguranță, cu toate, vor fi analizate în luna ianuarie, atunci când analizăm de nou criteriile. Pe toți i-am avertizat din timp sau i-am informat din timp, i-am înștiințat să vină să-și completeze dosarele pentru ca ele să fie eligibile și să poată fi, să aibă o șansă fiecare pentru a primi o locuință ANL. Care este valoarea investiției? Valoarea investiției este în jurul la 2 milioane de euro. Banii provin de la Agenția Națională de Locuință, Guvernul României. Sumele care trebuie să le punem noi la dispoziție sunt sumele pentru racordul la utilități, respectiv canalizare, apă potabilă, la gaz. Și tot în obligația noastră intră și sistematizarea zonei respective, respectiv locuri de parcare, parcuri de joacă, alei pietonale. Ele sunt 20 sunt cu o cameră și 28 sunt cu două camere. Sunt garsonere și apartamente. După finalizarea lucrărilor, locuințele ANL vor fi predate în administrarea primăriei Hârlău, urmând să fie repartizate cetățenilor. Precizăm că lucrările au început în anul 2020, iar termenul de finalizare este în 2023. Valoarea investiției este de 2 milioane de euro, dintre care și o cofinanțare de la bugetul local pentru racordarea la utilități și amenajarea unei parcări. Precizăm că în orașul Hârlău mai sunt 84 de astfel de unități locative pentru tineri.